Lucrările se desfășoară într-un ritm alert și se poate observa că tribunele sunt ridicate, iar pe anumite sectoare chiar și instalarea acoperișului a fost finalizată. De asemenea, în câteva zone au fost montate și scaunele. Capitanul formației CS Universitate, Alexandru Băluță, abia așteaptă să joace cu Barcelona pe noul stadion. Cu ce echipă ai vrea să joci la inaugurarea pe noul stadion? Cu Barcelona. Băluță este suspendat pentru meciul de cupă din această seară de la ora 20:30 se joacă la Severin, când CS întâlnește FC Voluntari în turul semifinalelor. Capitanul Craiovei crede însă că echipa sa va ajunge în finală. Stăm împreună cu ei, n-avem ce să facem. Trebuie să susținem echipa și să îi ducem spre victorie. Primul meci e cel mai important, trebuie să nu primim gol, să fim atenți, pentru că nici ei nu sunt o echipă atât de slabă. Trebuie să nu-i subestimăm și să tratăm meciul foarte serios. Noul Oblemencu ar urma să fie finalizat în această vară, inaugurarea arenei fiind prevăzută pentru toamna lui 2017. Oltenii speră ca CS Universitatea să poată debuta în următorul sezon al Ligii 1 pe noul stadion din Craiova.